Fiecare fotografie este o capsulă a timpului care ne transportă în zile de mult apuse. Ele nu sunt doar imagini, ci ferestre către o lume în care fiecare chip, fiecare peisaj ascunde misterele și dramele unor epoci întregi. Alătură-te nouă pentru o colecție de imagini unice care vă vor arăta lumea așa cum noi am mai văzut-o până acum. Ele vor spune povești din întreaga lume, oferindu-ne amintiri care au fost odată și poate nu se vor mai repeta. Ești pregătit să faci o teleportare în timp? Atunci așa-ți dă cât mai comod, pregătește o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Distribuția familiei Adams în 1964. Această fotografie prezintă distribuția iconică de actor din serialul original de televiziune adaptat după benzile desenate cu același nume al lui Charles Adams. Familia legendară, cu stilul ei de viață excentric și macabru, a câștigat popularitate printre telespectatori, devenind un simbol al umorului unic și al esteticii gotice. O femeie smulge chibrituri de la un călugăr care încearcă să se automutileze. Seul, Coreea de Sud, 1963. La acea vreme, țara se confrunta cu instabilitate politică, ceea ce încuraja oamenii să se angajeze în forme radicale de protest. În acest fel, călugărul a încercat să atragă atenția guvernului asupra problemelor stringente ale societății. Un cuplu într-un pullover pentru doi, Austin, Texas, 1963. Acest model a fost numit Pulloverul și a fost incredibil de popular la acea vreme. Rin Tin Tin, un câine ciobănesc german salvat în timpul primului război mondial, a devenit una dintre primele vedete de cinema de la Hollywood. Popularitatea sa a ajutat studioul de film Warner Bros. Să evite falimentul în anii 1920, transformând filmele sale în succese de box office și punând bazele succesului continuu al studioului. Starul este fotografiat luând masa în camera sa de la hotelul Sheraton din Chicago. Ultima toamnă a actorului francez Louis Funès se va stinge din viață la 2 luni după această fotografie, noiembrie 1982. New York, 1962. Fotografiile transmit spiritul și atmosfera cartierului muncitoresc al orașului la acea vreme. O atenție deosebită este acordată jocului de lumini și umbre, creând un sentiment de moment confortabil și nostalgic. Așa arăta Ernesto Che Guevara, la vârsta de 22 de ani. Această fotografie a fost făcută în vara anului 1951. Un entuziast al reformei vestimentare masculine se plimbă pe o stradă din Londra, 1930. În acele zile, viziunile inovatoare asupra modei și urmărirea confortului începeau să câștige popularitate. În perioada interbelică a Marii Britanii s-a format un partid care susținea schimbarea îmbrăcăminte masculine tradiționale. Evie Aden a fost o actriță britanică din anii 50, care a interpretat peste 20 de roluri în filme, inclusiv filme precum Misterul Operei și Lumea în flăcări. Iar acesta este numai puțin celebrul comediant britanic Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, în anii 70. Cam pe atunci își începea cariera, apărând în diverse emisiuni TV și producții teatrale. O zi de vară toridă în Paris, 1937. O familie se bucură de un duș răcoros într-o cadă improvizată pe balcon. În depărtare se vede o stradă de mașini, reflectând ritmul vieții urbane de atunci. Ritualuri de nuntă. Sora Mirelui o conduce pe mereasă cu Batista la râu pentru a fi stropită cu apă. Udmurtia, anii 1930. O fetiță scoate apă la o fermă. Maine, 1942. Copiii jucându-se pe un șantier uriaș, Louisiana, anul 1930. Acesta este modul în care oamenii din Ohio s-au bucurat de abrogarea prohibiției în Statele Unite, care a durat din 1920 până în 1933. Oamenii salută revenirea băuturilor alcoolice legale.
marcând sfârșitul perioadei barurilor clandestine și activității mafiote și începutul unei noi ere de libertate socială și culturală în țară. Toronto, anii 80 ai secolului trecut. Inscripția de pe afiș. Lada nu este deservită până când URSS nu părăsește Afganistanul. Cazul în care dorința de a ieși din politică nu rezolvă problema reparării mașinii. Fotografia lui Frank Harvard arată un bărbat care cară saci de cumpărături pe o stradă înzăpezită din New York în anii 1980. Mașinile parcate și copaci împodobiți cu luminițe pot fi văzute în jur, creând atmosfera confortabilă a unui oraș de iarnă. Copiii jucând hockey pe masă în timpul vacanței în tabăra de pionier Artec, de pe coasta Mării Negre, anii 1960. Un dansator acrobat repetă un număr pe acoperișul unei clădiri de lângă Trafalgar Square, din centrul Londrei, 1938. Anthony Daniels în costumul său Android C3PO se ascunde sub o umbrelă de soarele arzător din deșertul Tunisiei, unde au fost filmate scene de pe planeta Tatooine pentru filmul original Star Wars, episodul 4, O nouă speranță. O mamă și copiii ei din Vietnamul de Sud traversează tot un râu pentru a scăpa de operațiunea Piranha, în timpul căreia au fost folosite arme climatice. Acțiunea avea loc în 1966. După ce fotografia a câștigat premiul Pulitzer, fotograful care a realizat-o a găsit această familie și le-a dat jumătate din câștigurile sale. Cazinoul din Monte Carlo, 1958. Această imagine iconică, capturată de legendarul fotograf Richard Avedon, prezintă vizitatori eleganți la o masă din cazino, inclusiv modele care joacă rolul doamnelor de joc. Imaginea arată luxul rafinat pentru care Monte Carlo este renumit și tensiunea jocului în același timp. Portret al modelului Dovim într-o curte pariziană, 1955. Această fotografie realizată de Richard Avedon este o sinteză între haut-couture și viața de zi cu zi. Un model rafinat într-un costum elegant de odihnă privește artiștii stradali într-o curte aglomerată din Paris. Un elev din clasa 1 își arată noua uniformă școlară prietenilor săi din curte, URSS 1955. Un grup de turiști condus de Igor Diatlov face o excursie în Uralul de Nord. Anul este 1959, iar tinerii entuziaști de la Institutul Politehnic din Ural se pregătesc să cucerească vârfurile acoperite de zăpadă. Grupul este format de 9 sportivi experimentați care habar nu au că această drumeție va intra în istorie, ca unul dintre cele mai misterioase și tragice incidente ale turismului sovietic. O femeie și soțul ei care a lucrat în mina, Țara Galilor, 1931. Mama elegantă la o plimbare cu copiii săi, 1946. Uscarea pieilor de șarpe într-un depozit din portul Londrei, septembrie 1930. Portul Londra era unul dintre cele mai mari centre comerciale din lume la acea vreme, astfel că asemenea scene au devenit obișnuite. Pieile de șarpe erau folosite într-o varietate de industrii, inclusiv în modă și accesorii, iar prelucrarea lor necesita o uscare atentă. Schiorii se bucură de soarele iernii, 1955. Iar aceasta este o altă fotografie realizată de Ernest Haas, Tennessee, anii 1950, pregătiri de Halloween. Călugărițe în cazino, Lastol Matchness, Australia, 1971.
Un tânăr muzician de stradă, Kentucky, anii 30 ai secolului trecut. Instrumentele dintr-o astfel de formație de jazz puteau fi făcute din orice mijloace improvizate. Chitare și mandoline făcute din claviaturi aruncate, chitare atașate la dovleci mari. Instrumentele de percuție puteau fi o washboard, linguri, oale sau ceva făcut în casă din obiecte obișnuite de uz casnic. Nena von Schlewa-Brügge, 1958. La acea vreme își începea cariera în modeling, cucerind podiumurile internaționale cu eleganța și farmecul ei aristocratic. Mai târziu va deveni mama celebrei actrițe Uma Thurman. Cabină telefonică, New York, 1962, filmat de Ernest Haas, cunoscut pentru utilizarea inovatoare a culorii în fotografie. În timpul filmărilor la Green Estates, în 1958, Audrey Hepburn a lucrat cu un pui de căprioară. Îl ducea la cumpărături, îl hrănea și îl îngrijea. Când puiul a crescut un pic, a fost trimis la o fermă de vită, dar Audrey venea din când în când să își viziteze animalul de companie. Shirley Slade, pilot stagiar al forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii, fumează înainte de un zbor într-un Martin B-26 Marauders, 1943. Controlul acestei aeronave a fost o provocare atât pentru piloții începători, cât și pentru cei experimentați. Piloții care îl pilotau își dădeau seama în mod clar că acest zbor putea fi ultimul. Nu, această fată nu este screamer. Ea lucra la o fabrică de vin spumant, iar această cască îi proteja pe angajați de depresurizarea bruscă a sticlei. Înainte ca vinificatorii să treacă la sticle cu sticlă mai groasă, aceștia pierdeau până la 40% din producție în regiunea Champagne, din cauza exploziei recipientelor. Fotografie realizată în anii 1930. Nimic neobișnuit, doar viitorul rege și Carol al III-lea dansând Gopak cu unul dintre grupurile folclorice ale diasporei ucrainene din Marea Britanie, anul 1980. Conductor trecând ceaiul pentru micul dejun de la un vagon la altul, cale ferată dintre Peshawar și Lahore, Pakistan, 1983. Marilyn Monroe la coadă pentru un hot dog, New York, 1957. Chiar și starurile mondiale se bucură de plăceri simple. O familie într-o excursie în Marea Britanie, anii 1930. Siguranță? Nu am auzit. Ce zici de un scaun de motocicletă pentru copii ca acesta? Anul 1984, un dinozaur este transportat pe calea aerului la Muzeul de Știință din Boston. Iar această imagine o arată pe Grace Kelly cu Audrey Hepburn, în culisele ceremoniei de decernare a primilor Oscar din 1956. Femeia folosește unul dintre aparatele de exerciții ciudate din anii 1930, concepută pentru a elimina pasiv grăsimea. Mecanismele vibratoare ale rolelor ar fi trebuit să ajute la eliminarea excesului de greutate fără exerciții fizice, reflectând ideile populare, dar nefondate științific la acea vreme, despre modalități ușoare de a slăbi. Demonstrație a unui adăpost antiatomic subteran, Statele Unite ale Americii, 1958. Un astfel de bunker putea găzdui de la 8 la 12 persoane. Se susținea că această structură ar putea rezista la căderea unei bombe TNT de 20 de megatone. Cinci fete împor bagajul unui Dodge Royal Lance, 1950. O femeie în picioare lângă un pește suliță uriaș, anii 1940.
Ce zici de un pește de 165 de kg ca acesta? San Francisco, anii 1950. Modelul american Sunny Harnett, într-o rochie de la Madame Gris, parează la cazinoul Le Touquet. Fotografia a fost realizată de Richard Avedon pentru numărul din septembrie 1954 al revistei Harper's Bazaar. O fată la vitrina magazinului Detski Mir din Moscova, 1967. Fotografie realizată de către Galina Kiseleova. Un restaurant de imigranți ucraineni invită newyorkezii să încerce borș gratuit în ziua morții lui Stalin, 6 martie 1953. August 1960. Un fluture frumos s-a cocoțat pe nasul lui Eugen Berman pentru a se uita mai îndeaproape la micuța domnișoară. Sean Connery îi semnează o nucă de cocos unei jamaicane pe platoul de filmare al Dr. No, primul film despre celebrul spion britanic James Bond, 1962. Freddie Mercury și Michael Jackson, 1982. Această fotografie arată întâlnirea a două legende ale muzicii mondiale, liderul trupei rock Queen și regele muzicii pop. Ambii muzicieni se aflau la vârful carierei lor în acea perioadă și au colaborat la mai multe melodii, deși un album comun nu a fost lansat niciodată. În mod ironic, o mașină care transportă anvelope are o pană. Texas, Statele Unite ale Americii, 1966. Demonstrație a noului tank de către John Walter Christie pe Capitol Hill, Washington DC, 1929. Gayle King demonstrează o saună portabilă. Dispozitivul este o pungă Ziploc în fața atașată la o mică pompă de aer care aruncă abur fierbinte. 4 februarie 1942. Un băiat culegând mere în nordul Kazakhstanului. Fotografie de Yuri Abramochkin, 1965. Un automat de unde se puteau cumpăra țigări deja aprinse. Ce service! Marea Britanie, 1931. Victor Tsoi în Vilnius, 1988. Fotografia a fost făcută în cabina de probă înainte de un spectacol. Această perioadă din cariera lui Tsoi a fost marcată de turnee active și de o popularitate în creștere, când muzica sa era ascultată de tineri din întreaga Uniune Sovietică. Gustări scurte ale știrilor școlare, Moscova, 1965. Această fotografie a fost făcută în timpul construcției hotelului Rosia de Yuri Abramochkin, căruia îi plăcea să fotografieze oameni obișnuiți, un moment din viața lor și emoțiile lor sincere. Primul stand de hamburger McDonald's, deschis în San Bernardino, California, 1948. A 10-a ducesă de Monaco, Grace Kelly, în vacanță în Jamaica, anul 1955. Un vagon de tren în metrou, URSS, anii 70. Simone Seguin a fost o franțuzoaică de 18 ani care s-a alăturat rezistenței în timpul celui de-al doilea război mondial, dând dovadă de un curaj și o determinare incredibilă. Ea a participat la eliberarea Parisului, jucând un rol important în operațiunile de gherilă împotriva ocupanților germani. Fotografia o arată împreună cu soldații ei gemeni, anul 1944. Metroul din New York, 1984. Fotografia a fost făcută de un franco-croat. Cu siguranță arată ca un portal către iad.
Coriste, în pregătire militară, Japonia, anii 30 ai secolului 20. New York, 1947. Fete dintr-un club de noapte care sunt vaccinate împotriva variolei. La acea vreme, orașul se lupta cu o epidemie bruscă, iar vaccinarea în masă era o măsură cheie. Campania a fost una dintre cele mai ample din istoria Statelor Unite ale Americii și a reușit să eradicheze epidemia. Hustlers and Dandies, o fotografie care ilustrează diviziunile de clasă din Marea Britanie dinainte de război, 1937. Joey Smith, un fierar puternic din Gloucester, ține între dinți o bucată de barieră rutieră, 1936. Tânăr portar, 1961, fotografie de Vladimir Langrange. Această fotografie din 1955, realizată de Richard Avedon, înfățișează o scenă de bar, în care modele în ținute elaborate interacționează cu alte personaje. De la stânga la dreaptă, Suze Parker și Mike Nickes, Audrey Hepburn, Dominic Ross și Sue Egan. Interiorul elegant, oamenii în costume elegante și pozele jucăușe creează atmosfera unei petreceri glamour fără griji, reflectând stilul și spiritul epocii. Un conductor din Marina Braziliană, înarmat cu o pușcă FN-49, își păzește colegii de rechin. Ianuarie 1985. Soldații folosesc mași de gază pentru a curăța ceapa, 1941. Momente neobișnuite și uneori comice au loc chiar și în mijlocul unui război brutal. Tot anul 1955, dar de această dată în New Yorkul cețos. Un apel la mama la lucru, URSS, 1960. Un dansator, Palermo, Sicilia, 1947. O conversație telefonică între copiii mici de la o grădiniță. Fotografie de Arkady Shaiket, 1954. Joseph Brodsky, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, cu studentele sale în anii 1980. El preda la Universitatea din Michigan la acea vreme și se afla la apogeul carierei sale academice în Statele Unite ale Americii. În anii 1930, la Londra, erau populare concursurile de glezne, unde erau judecate doar picioarele femeilor. Restul corpului rămânea ascuns în spatele unei perdea. Aceste concursuri încurajau participarea persoanelor în vârstă, convingându-le că în acest fel șansele sunt aceleași cu ale concurenților mai tineri. Membrii jurului erau de obicei polițiști, ca și în fotografie, sau funcționari publici. Câștigătorii primeau ciorapi gratis și faimă locală. Și această fotografie a fost făcută în același an, dar numai că în URSS. Așa arătau școlarii care, auzind cuvintele atac cu gaze, erau obligați să își pună măștile de gaz. Un contrast izbitor, nu-i așa? Femei care lucrează într-o fabrică de război cântărind explozibil pentru o buză de navă. Marea Britanie, anul 1944. The Condom Trial, 1935. Reprezentanți a Yakuza, anii 1980. Vladimir Vysotsky și soția sa, Marina Vladi, în vacanță în Pitsuda, Abhazia, anii 70. Maria Kalinina, Miss URSS, 1988. Acest concurs de frumusețe a fost primul din istoria țării și nici măcar organizatorii săi nu înțelegeau pe deplin cum să desfășoare corect astfel de evenimente.
Victoria lui Kalinina a marcat o schimbare culturală importantă și a inaugurat o nouă eră în industria frumuseții sovietice. Copiii merg la școală în timpul celei mai grave furtuni de praf din Oklahoma, Statele Unite ale Americii, anul 1933. Datând de la sfârșitul anilor 1940, această imagine surprinde un experiment aparent privind reacțiile psihosomatice la izolarea fizică. Femeile, ale căror capete ies prin găurile din masă, s-au oferit voluntar să participe la un studiu care făcea parte din experimentele științifice revoluționare, dar controversate, ale vremii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime! Thank you.